Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, stimați reprezentanți ai mass media, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre de a veni la acest eveniment al nostru, prin care vrem să prezentăm poziția noastră privind soluțiile pentru eliberarea orașului de ambuteiaje. Suntem cu toții de acord că orașul Chișinău are nevoie de un suflu nou, de o nouă viziune, de o nouă abordare. Eu și echipa mea știm asta, am înțeles acest lucru și de aceea venim în fața dumneavoastră cu un plan de acțiuni care, după 4 ani, ne-ar permite să spunem că orașul Chișinău este un oraș fără ambuteiaje. Așadar, o situație care o avem la ziua de astăzi. Timp de 30 de ani, numărul de automobile în Chișinău a crescut de mai mult de 10 ori. În același timp, Chișinău nu a fost în stare și nu a realizat proiecte de infrastructură care să se adapteze creșterii numărului de automobile. Avem o situație foarte cunoscută. Infrastructura a rămas cea pe care Chișinău a moștenit-o după 1991, iar numărul automobililor a crescut. Or, pentru a face față situației, este nevoie urgent de a demara un amplu program de acțiuni care, și anume, de construcția infrastructurii mari, care să asigure dezvoltarea orașului, în același timp să înlăture ambuteiajele din Chișinău. Venim în această campanie electorală cu un plan de acțiuni foarte și foarte concret, și anume construcția a obiectelor de infrastructură mare care ar degaja traficul rutier. Pentru asta propunem construcția a 3 pasaje rutiere, adică poduri care ar fluidiza traficul rutier. Suntem în strada, la intersecția străzilor Ismail și Calea Moșilor, unul din cele mai aglomerate noduri rutiere din Chișinău. Aici urmează a fi construit primul pasaj rutier care ar asigura circulația din strada Ismail, Vadului Vodă, Varnița, Uzinelor și Calea Basarabiei, iar legătura din direcția vest ar fi prin Calea Moșilor. Al doilea pasaj rutier urmează a fi construit la intersecția străzilor Moscovei, Kiev, Bogdan Voievod și Alecu Ruso. Este a doua intersecție, a doilea nod rutier unde avem presiunea transportului public și leagă două sectoare, Ciocana și Râșcani. Al treilea nod rutier foarte aglomerat, unde vom construi pasajul rutier, este intersecția Calea Orcheiului cu Studenților. Este intrarea în oraș dinspre zona de nord, la fel unul din punctele rutiere, noduri rutiere foarte și foarte aglomerate. În același timp, propunem construcția a 4 drumuri exprese, 4 drumuri radiale, care să asigure traversarea Chișinăului dinspre nord, sud, est, vest. Toate drumurile expres vor porni din acest nod rutier, de la intersecția Calea Moșilor Ismail. Mai de în continuare, primul spre zona de sud va traversa orașul pe strada Ismail, șoseaua Hâncești, și va asigura ieșirea spre zona de sud, în zona gării de sud. Al doilea, spre nord, va fi construit pe zona Calea Moșilor, sensul giratoriu Visterniceni, și va asigura ieșirea spre Chișinău pe Calea Orcheiului. Spre est, drumul expres va fi construit pe perimetrul străzilor Calea Basarabiei, Calea Varnița. Spre vest, circulația va fi asigurată pe direcția Calea Moșilor, sensul giratoriu Visterniceni,
sensul giratoriu Petricani și pe, pe adiacența zonei străzii Petricani. Astfel, vom obține 3 pasaje rutiere, 4 drumuri expres care vor degaja și vor asigura traversarea orașului nord, sud, est, vest. În același timp, a doilea punct de ca prioritate pentru a fluidiza traficul rutier este creșterea capacității transportului public. Este îmbucurător faptul că în ultimii ani autoritățile locale au identificat surse și au mărit parcurile de transport public, atât a regiei transport electric, cât și a parcului urban de autobuze. Însă, acest lucru nu este nici pe departe suficient. Pentru asta, în următorii 4 ani de zile, Chișinău trebuie să asigure achiziția a încă cel puțin 300 de unități de transport public de capacitate mare și, totodată, să fie extinsă capacitatea și raza transportului public. Trebuie diversificate rutele de transport public pentru a asigura accesul la transport public, inclusiv a cartierelor mici. Și o să dau exemplu. Poșta Veche, strada, zona Meșterul Manole, zona Botanica de Jos, cartierul Telecentru, dar și zona Buicanii Vechi. Iată, toate zonele, toate cartierele trebuie să fie asigurate cu transport public de capacitate mare. Vreau să fac o paralelă. În ultimii ani, toate orașele mari din România achiziționează deja transport public electric. Pentru aceasta, vorbim de poluare și, doi, de creșterea capacității transportului public. Chișinău trebuie să preia experiența altor orașe și să achiziționeze transport public de capacitate mare, anume transport electric. A treia măsură în planul nostru de acțiuni pentru a fluidiza orașul este construcția de parcări. Fiind în funcție de pretor al sectorului Buicani, în anul 2021 am pus bazele și am început construcția primei parcări de tip Park and Ride din strada Ghidighici, care, cu regret, nici la ziua de astăzi nu a fost finalizată. Asemenea, parcări trebuie să fie construite la intrările din toate direcțiile în oraș. Adică, una, finalizată cea din zona Buiucani, a doua, în zona, intrarea din sud, în zona străzii șoselei Hâncești, a treia, în zona, intrarea în Chișinău dinspre Sângera, și a patra, intrarea în Chișinău dinspre Stăuceni. Urmează în 4 ani de zile să avem 4 parcări de tip Park and Ride, de o capacitate de cel puțin 300 de unități de transport, iar de acolo oamenii vin, parchează automobilele, în continuare urcă, iau transport public și ajung în Chișinău. Parcările din centrul Chișinăului. Vreau să menționez câteva cifre. În ultimii 4 ani de zile, la nivelul orașului Chișinău, au fost aplicate peste 87.000 de amenzi pentru parcarea neregulamentară. Da, o mare parte din șoferi preferă să încalce regulamentul circulației rutiere, să parcheze la nimereală, iar totuși, cea mai mare parte a șoferilor și-ar dori să parcheze regulamentar, doar că pentru asta au nevoie de locuri de parcări. Vom asigura construcția parcărilor în centrul Chișinăului, acolo unde permite amenajarea parcărilor. Totodată vom amenaja parcări în interiorul curților de bloc. Curțile de bloc nu este un subiect aparte, însă locurile de parcări în interiorul curților va fi una din prioritățile noastre. Dragii mei, iată, aceasta sunt propunerile noastre pentru fluidizarea orașului. O să fac o mică recapitulare. Construcția a 3 pasaje supraterane, construcția a 4 drumuri expres,
creșterea capacității transportului public cu 300 de unități de transport de capacitate mare și ultima, construcția de parcări. Amenajarea locurilor de parcări în interiorul orașului, în curțile de bloc, dar și construcția a 4 parcări de tip park and ride la intrările în Chișinău. Vă mulțumesc de atenție!